Bună seara, dragii mei! Mă bucur să fim din nou împreună. În timpul care urmează, îmi doresc să vorbim despre puterea dăruirii. Și ca să înțelegem ce înseamnă o dăruire adevărată, am să vă spun povestioarea unui băiețel. Se spune că un băiețel de aproximativ 10 ani stătea într-o zi în fața unei vitrine pline cu pantofi și se uita așa când la o pereche, când la alta, iar la un moment dat privirea i s-a dus dincolo de vitrină. O femeie, privindu-l, îl întreabă: Micuțule, ce-i cu tine? Ce vrei? Îți dorești ceva? Micuțul, privind-o cu bucurie, îi spune: Da, mă rugam la Doamne, Doamne. Te rugai și ce îi spuneai tu lui Doamne, Doamne? Iar în momentul în care copilul și-a plecat privirea, femeia i-a văzut picioarele de sculț. Și el, cel mic, i-a spus: Da, îl rugam pe Doamne, Doamne, să-mi dea și mie o pereche de pantofi. Femeia, zâmbind, îl ia de mânuță și intră cu el în magazin. Îl roagă pe vânzător să-i aducă o jumătate de duzină de șosetuțe, o cană cu apă și un prosop. Vânzătorul îi aduce apa și prosopul, iar femeia, aducându-l în spatele magazinului, îi șterge piciorușele. Între timp, vânzătorul vine cu șosetele, îi le dăruiește femeii, în sensul că ea le cumpără, normal, iar încălțându-l cu șosete, femeia roagă vânzătorul să-i aducă și o pereche de pantofiori pentru micuț. Îi pune pantofiorii, iar cel mic, fiind tare, tare fericit, o ia de mână și îi zâmbește și cu tot sufletul lui o cuprinde în brațe și îi spune: Tanti, nu-i așa că tu ești sora lui Dumnezeu? Așa-i. Mi-a plăcut tare mult această povestioară. Tanti, nu-i așa că tu ești sora lui Dumnezeu? Ce bine ar fi ca să fim măcar din când în când sora sau fratele lui Dumnezeu pentru cei din jurul nostru. Și eu, poate în aceste momente, am fost pentru dumneavoastră sora lui Dumnezeu și mă bucur pentru lucrul acesta, pentru că în momentul în care împărtășim genul acesta de povești, de povestiri, de trăiri, de gânduri, de idei, nu avem decât de câștigat. Iar acum vă mulțumesc că am fost împreună la Gândul de Seară. Vă aștept cu mare drag și la celelalte emisiuni. Numai bine tuturor! Noapte bună!